nouă întâlnire dintre liderii protestatarilor și reprezentanții majorității parlamentare ar urma să aibă loc astăzi. Cel puțin astea au fost promisiunile făcute la întâlnirea de aseară avută de ambele părți la reședința de stat. Liderul PSRM Igor Dodon, care a participat la discuții, a declarat că dacă solicitarea cetățenilor de dizolvare a Parlamentului și de anunțare a alegerilor anticipate nu va fi auzită, atunci protestele vor continua non-stop. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, a spus și el că alegerile anticipate sunt unica soluție de instalare a unei guverneri legale, iar cei aflați acum la putere trebuie să înceteze persecuțiile față de oponenții lor politici. Președintele partidului nostru, Renato Usatăi, a menționat că în fiecare zi în țară vin tot mai mulți cetățeni moldoveni de peste hotare, care vor să pună umărul la cerințele poporului, ori sondajele arată că 80% din populație își doresc anticipate. În același timp, președintele Parlamentului, Adrian Candu, a declarat și el după întâlnirea cu liderii protestatarilor că nu există niciun dubiu vis-a-vis de legitimitatea guvernului Filip și că votarea acestuia este salutată și de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Mai mult, Candu a menționat că acest guvern merită șansa de a dovedi că poate aduce beneficii țării. Despre solicitarea cetățenilor ce protestează, care cer anticipate, speakerul a spus că sunt puține motive ca acestea să fie organizate, dar că va informa restul colegilor din majoritate despre această solicitare. Între timp, oamenii nu încetează să-și revendice drepturile în stradă și au ieșit din nou la protest pașnic. Membrii și susținătorii PSRM ai partidului nostru, ai platformei DA, dar și mulți cetățeni simpli au venit și azi în fața legislativului și au scandat alegeri anticipate. Oamenii și-au spus păsul și i-au îndemnat pe toți cei care vreau o schimbare în bine să se alăture protestelor. Președintele a vorbit despre faptul că i s-a impus o candidatură, cea a lui Vladimir Plahotniuc, și i s-a adiat de către cine nu știu asupra unor lucruri care îl pot privi pe domnul președinte. Domnia sa a avut informații că doi fii de-ai săi sunt nu stingeriți, ci urmăriți, că nu li se vrea binele. Nu am putut să-l determinăm pe domnul președinte să spună mai multe public, dar ne-a spus că a vorbit detaliat cu ambasadorii despre asta. Declarația a fost făcută la postul TV7 de Vlad Țurcanu, cel care joi și-a prezentat demisia din postul de consilier prezidențial pe motiv că ar fi dezinformat presa vis-a-vis de ora și ziua depunerii jurământului de către membrii executivului votat. A pretinde în acest moment platformei Demnitate și Adevăr să se delimiteze de Dodon și Usatăi pentru că ei vor să întoarcă Moldova spre Rusia este o nouă încercare de manipulare a celui mai mare și activ segment protestatar, cel pro-european, care participă la manifestațiile de protest împotriva capturării Moldovei de către oligarhul penal Plahotniuc. Astfel a comentat unul dintre liderii platformei DA, Andrei Năstase, faptul că în ultimul timp tot mai mult se încearcă inducerea în eroare a opiniei publice vis-a-vis de protestele cetățenilor care s-au unit, indiferent de viziuni și limbă vorbită, împotriva guvernanților. Noaptea au depus jurământul și tot noaptea s-au pus pe treabă. Câțiva miniștri din noul executiv nu au răbdat să se facă ziua și au mers direct miercuri la guvern după ceremonia oficială de depunere a jurământului, care a început după ora 23. Potrivit președintelui Parlamentului Adrian Candu, proaspeții miniștri chiar s-au convocat în ședință și au lucrat de zor la chestiuni ce țin de economie, finanțe sau securitate. Vis-a-vis de ora târzie la care i-a chemat Nicolae Timofti pe membrii cabinetului de miniștri, Candu a spus că legea, Constituția nu prevede o oră anume în acest sens. Guvernul Ucrainei a aprobat la 20 ianuarie curent lista punctelor de trecere a frontierei, prin care se poate efectua tranzitul mărfurilor importate din Rusia, asupra cărora a fost impus embargo. Astfel, pentru transportul auto au fost stabilite 10 puncte de trecere ale frontierei la hotarul cu Rusia și 4 puncte de trecere pentru transportul pe cale ferată. Totodată, autoritățile ucrainene au stabilit și punctele de trecere de la hotarul cu Belarus. Ucraina are de gând să lanseze o nouă inițiativă diplomatică pentru recuperarea peninsulei Crimeea de la Rusia. Despre aceasta a anunțat ministrul ucrainean al finanțelor, Natalia Iaresco. Nu ne-am împăcat cu ideea pierderii regiunii Crimeea. Vom iniția presiunile pentru recuperarea regiunii, a declarat Iaresco la forumul economic care are loc în aceste zile la Davos, Elveția.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru euro a crescut cu 2 bani și este de 22,41 lei. Dolarul american s-a apreciat cu 1 ban și costă 20,54 lei. Leul românesc a rămas la valoare de 4,94 lei. Hrivna ucraineană a cedat 1 ban și valorează 83 de bani și rubla rusească are mai puțin cu 1 ban și costă 24 de bani.